Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mâncare din ce în ce mai des. În Drobeta, Turnul Severin, de exemplu, un hoț a fost filmat când își parlea mai multe caserole cu sarmale și piftie lăsate la răcit pe pervazul. Eu cred că de poftă. N-ai cum să furi așa ceva. Mă, de poftă, de foame, foame, de poftă. De colecție, de, nu știu, habar n-am. De foame furi orice, păi, dar sarmale și piftie nu sunt orice. De poftă. Sunt de poftă. Aici intră și pofta. Avem clar. Cumva odată când s-au petrecut faptele că e important. Nu știu, dar presupun că în perioada asta, iernii, adică... Că dacă le-a luat... Era bine îmbrăcat. Sărbători? Cred că o să aibă parte de ceva clemență din partea instanței. Zici? Dacă însă oamenii ăia le pregătiseră pentru masa festivă și le-a furat înainte, e groasă. Da, acum... Circunstanțe agravante. Vezi, deci... ce înseamnă, bă, în justiție. Acum imaginează-ți-l pe Luca, da, plecând așa, fără pe niciun... Și deodată fără, pe fără niciun viitor, așa, pe stradă, da, și undeva pe un perbaz... O plăcintă lăsată la erisit. Nu, o salată băf. O salată băf. Pusă pe geam, o țiplă deasupra, da, înțeleg? Ce se poate așa? Atrăgându-i atenția cu culorile sale stridente, da, de ardei gras, da, maze, maioneză de aia. Prima oară m-aș uita în calendar. Oamenii ăștia și-au făcut treaba, ori fi terminat, ori avea surplus. Da. Și încerca cu vorba bună. Păi da, doamna avea camere de supraveghere orientată spre pervaz unde ținea sarmalele. Plus că a zis că nu e prima dată când îi se întâmplă. Poate un experiment. Aia a orientat așa, înainte era în curte spre câine. La cât de bune ar fi sarmalele alea de se fură în mod repetat de la doamna. Da, 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 da. Doamna din Drobeta, Turnul Severin, dacă ne auziți, sunteți pe recepție. Puteți să orientați sarmalele și spre Europa FM, da, un pic. Deci, doamnă, vrem să înțelegem de ce vi se fură în permanență sarmalele și piftia și aveți și camere de supraveghere la sarmalele respective. Adică deja ne-a stârnit nu doar pofta, ci și curiozitatea. Faceți un live streaming, că... să vedem și noi. Hoțul din fotografie, da, poartă sacou. Serios, așa mi s-a părut o glugă, mă, nu. Are sacou cu glugă. Ceva ca o haină cu nasturi. Și la... a pus o haină pe cap să nu fie recunoscut. E haina aia, haina. Da. E haină tip... sacou? Sacou, da, adică e cu butoni la mânecă. Deci, eu ți-am spus, nu e de foame, e de poftă. Corporatist lihne. Asta zic. Și scârbită mâncare corporatistă care îi se dă la cantină. A ieșit din Excel-uri da, și a dat cu nasul de... A dat iama în sarmale și piftie. Dar oricum, e de urmărit cazul, eu vă spun că o să conteze foarte mult data la care s-a petrecut fapt. În acest timp, în Bistrița, un cuplu, un tânăr și o tânără, au fost prinși în timp ce furau dintr-un supermarket creveți și prosecco. Bun gust. Fin. Altceva, ardelenii da, se tratează, înțelegi, noi, creveți și prosecco, tata. Sunt tineri, mă, voiau și ei să încerce viața. Și e scump, adevăr e că e greu. Eu fac o crevetă, iubitule. Am pus și un prosecco. Am văzut la televizor. Cred că și aici e important când au furat creveții și zilele prosecco. Trecute. Și coneac, înțeleg că au furat. A fost Blue Monday, ieri poate se pregăteau pentru chestii de genul ăsta, știi? Da. Și înveseleau, uite. Cum ne înveselim? Cu un prosecco. Să luăm un coneac, dragă. Tanța și cocktail la Bistrița. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.